Bine ați venit, doamnelor și domnilor, eu sunt Darlan Stăpufrat și astăzi facem o nouă ediție din Întrebarea Mesei Rotunde împreună cu Mugur Mănescu. Bine te-am găsit! Sunt la fel de... Mă uit ce pe aici să... S-a dulmeci. Da. E bine că m-ai prins doar cu niște biscuiți la bord, așa că s-ar putea să-mi și placă. Crede-mă că de fiecare dată când vine cineva la masa asta, cumva înainte de orice nu mănâncă în ziua respectivă. Nici eu nu mănânc, ca să fim pe aceeași pagină, dar felicitări, Corbule, pentru trofeu. Ai câștigat la Silver, n-am ce să zic. Ai avut o personalitate debordantă. Nu mă așteptam să fii tocmai tu pe tocurile alea, dar te-ai descurcat de minune și eu, real, când ți-ai dat, adică la un moment dat mi se părea CGI, gen așa, 3D capul pus pe corp, când ți-ai dat ăla jos, am văzut că s-a potrivit și pe aia cu părul la bancă și așa, nu mi-am continuat să cred că ești tu. Bă, nici mie. Părea un cap lipit, așa. Nici mie, da, într-adevăr, capul era lipit. Eu n-am crezut că sunt eu până în ultimul moment. Regulamentul după cum arată, sunt secreții, nu sunt secrete. Sunt total secreții. Ultima oară, nu știu, că am avut viermi, ultima oară, nu știu, au fost viermi pe aici și scăpau din bol. Deci bun, bolul bun. Era curat și murdăreau bolul astfel încât să poată să iasă. Îl făceau așa. Am mâncat greier la viața mea prăjiți, așa că nu mă sperie niște... Deci putem merge la pește liniștit. Da. Regulamentul e cam așa. Lângă noi, ai știu acolo un set de cartonașe, da. Am și eu. Cartonașe pe care se află întrebări și o provocare. Asta e provocarea, astea sunt întrebările. Eu o să spun ție o întrebare, iar pentru întrebarea o să aleg o mâncare de pe masă. Dacă răspunzi la ea, ai scăpat. Nu trebuie să mănânci, nu trebuie să guști, nu nimic. Okay. Dacă nu răspunzi, trebuie să guști. După aceea, întrebarea mea se rotunde cea mai grea întrebare, cu cea mai grea mâncare care se află sub bolul ăsta. Da. Nu știu nici eu, nu știu nici tu. Wildcard-ul ce este? Wildcard este provocarea pe care o folosești, da, ca să scapi de răspuns la una dintre întrebări. Okay. Nu funcționează la prima și nici la ultima întrebare, dar funcționează la celelalte. Okay. Apeși pe clopoțel, practic, și faci provocarea în schimbul întrebării să scapi. Poți să le citești, să vezi despre ce e vorba și când ești gata, putem să-i dăm drum. Eu spun prima întrebare, aleg mâncarea și vedem. Ok, just do it. Hit me. Hai să vedem pentru prima întrebare. Prima întrebare care este legată de Mask Singer. Nu toate sunt, dar sunt curios și de corbul ăla al tău. Așa. Cum a fost să fii în spatele măștii. Hai să vedem, prima întrebare de aici. Ce pot să-ți aleg eu ție să te scârbească, să nu fie nici prea grea din prima? Mateu Zemos, sos misterios, coloana infinitului. Coloana deja mă amețești dacă... Mateu Zemos, să zicem. Pateu Zemos? Pateu Zemos, are o cireașă în vârf, ar trebui să fie... Zemoasă. Zemoasă și delicioasă în cazul ăsta. Simți pateul și simți și zeama. Hai să vedem și... E Zemos, curge. Pentru treaba aia, înainte să spun întrebarea, să verificăm și ce se află aici. Uite, se află... Zemou Patos. Pateu Zemos și sub el este... Pastă de viermi. Pastă de viermi. Așa, ia zi. Hai să vedem. Care este cel mai bun și cel mai slab concurent de la Mask Singer? Cel mai bun și cel mai slab. Nu știu. Acum, nu că nu, vreau să, nu vreau să răspund. Ce înseamnă cel mai bun și cel mai slab? Adică n-a fost... Din punct de vedere să-ți placă. Asta n-a fost concurență. Okay. Deci ce a fost aici, am spus tuturor, măi, nu este un concurs de talente, nu este o... cine e cel... Nu, a fost o joacă și toți ne-am jucat, ceea ce mi s-a părut extraordinar. Da. Dacă mă întreb pe mine cei mai buni, adică ce mi-au mers mie mai la suflet, mai la suflet au fost trei înși care mi-au mers la suflet, a fost Vulpoiu, a fost Căpcăunu și Leoaica, și, și cei care mai puțin au rezonat cu mine au fost Unicornul cu tigru, tigru și cu monstru, parcă. Da, dar ți-am spus, asta este strict de gust, așa că nu știu dacă e cazul să mă stric cu niște viermi pe treaba asta. E de gust, ce-i drept, mie nu mi-a plăcut iepurile, nu știu, mi-a plăcut costumul, la un moment dat mi s-a părut ciudat, dar... Fric, iepurile? Nu mi-a plăcut.
A, nu ți-a plăcut? Nu mi-a plăcut. Nu știu cine de ce. Cine a fost tipul? Alexandra, nu? Da. Da, era... Poate, n-am nimerit interiorul morcovul. Adică interiorul morcovului era bun, dar morcovul... Dar sunt curios, că te-ai purtat corbul ăla. Real? Cum e? Cum era? Era elastic pe dintre? Era super așa? Era... Mă, băiar, el era sărac cu elastic. Dar da? Când te suiai pe... Tocuri? 20 și ceva de centimetri de papainoage și când puneai alea de 25 de kilograme în spate, când aveai cagulă pe tot capul... 25 de kilograme aveau aripile? Nu știu, cam vreo 15, eu le simțeam de 25, că sunt mic. Când mai puneai și cagulă pe cap și casca aia în lumina reflectoarelor, frate, de ce era, știi ce îți venea să te distrezi în cuptorul cu microunde? Tu vedeai efectiv unde calci sau ai exersat pe unde trebuie să mergi? Nu, simțeam unde calci, exersam înainte. Adică pici în gol sau nu? Da, exersam. Încercam să țin pasul ferm, să apăs, de asta mă dureau genunchii. Deci dacă n-am stat pe urmă, mi-am luat la un moment dat, mi-am luat de la mine, cum îi zice, revulsind dintre ăla. Nu mai știu, Voltaren. Da, o din aia de dat. Pe bune spun, pe bune, deci râdeți voi, dar legamentul greu. Îmi dau seama. Ai scăpat de mâncare, felicitări. Zici? Ai răspuns și la întrebare. Dar poți să gust? Dacă ești invitatul meu, din toate punctele de vedere. Linguriță sau? Ai linguriță, ai și mână. Nu, la vier nu merge linguriță. Bă, s-au făcut ceva anul ăsta. S-au făcut ceva, știi cum e? E bun că e dulci. Se mai întâmplă să mai pună și zahăr la un moment dat și... Da. S-ar putea să fie de la cireașă. Mă, stai mă liniștit, mă. Cred că l-am halit pe Daniel. Săracu, hai să-i dăm și un măr. Pescuit. Să-i dăm și un măr să aibă și unde să locuiască acum. Da. Ai și gustat? Și da. N-a fost chiar așa de rău? Nu. Interesant. Nu, n-a fost rău. Te servesc cu o... Coloana infinitului. Coloana infinitului. Așa, pun și o întrebare. Tu m-ai întrebat pe mine asta, dar pentru tine, ca spectator. Așa. Care a fost cel mai bun, dar și cel mai slab concurent Masked Singer? Era pentru mine cel mai bun și cel mai slab. Da, ca spectator. Na, s-a aflut și părerea din partea ailaltă. Ok. Hai să vedem mai ce aici. Bine, coloana infinitului, mă gândesc că e o ceva, coloana de ceva. Da. Nu? Da. Vertebre de vițel. Nu sună chiar așa nașpa. Și mă, sunt de dietă, frate. Hai. De dietă, clar. Te rog frumos, refuză să răspunzi la întrebare. Să facem un chiolhan. Mă crezi că mi-am făcut cu ochiul din prima alea de când am văzut pe bază. Prima oară ai zis astea. Bă, mie nu mi-a plăcut tiepurile, am și zis. Nu mi-a plăcut tiepurile, costumul nu mi-a plăcut. Costumul. În primul rând că nu înțelegeam că persoana de 2 metri sau nu. Pentru că de fapt capul ai văzut că era... Da, era deasupra. Era da, deasupra trăsne. Așa. Și cel mai bun... Nu corba. Așa. Hai că parcă văd că o să mănânci. Ia să vezi ce-ți dau eu să pape astăzi. Am crezut un pic că e rengle la un moment dat să așa corb. Da. Așa, dar mi-a plăcut leoaica. Normal. Așa, mi-a plăcut și extraterestră, dar parcă mi-a plăcut mai mult leoaica. Deci până la urmă, care? Hai, nu mai te bălăgări. Hai să zic leoaica și după aia ne batem pe corb. Nu, acum stric vorbind, e părere personală. Mi-a plăcut leoaica din că avea un... Frumos costum, așa este. Era feminină, senzuală și mai departe. Și plus că avea treaba aia de povestea din spate. Corbul avea și el o poveste, era așa mai misterios, mai nebănuit. Leoaica mi-a plăcut și mie teribil de mult. În primul rând, costumul pe noi toți, leu, ne duce cu gândul la putere. Da. Deci, un personaj puternic din prima. Costumul realizat excepțional, așa că nu o să mănânci vertebrele. Vertebrele pentru și eu care voia. Și mie mi-a plăcut, cred că a fost unul din cele mai reușite costume de departe. Hai să vedem. Ia-ți cartonașele pe masă că s-ar putea să ajungă la mine și poate arunc un ochi. Așa. Pentru întrebarea asta, ce aș putea să-ți dai eu și n-a... Dă-mi să mănânc clopoțelul. Dacă vrei, poți să-l folosești, dar până la clopoțel... Salivă. Muci. Bă, hai să-ți dau salivă. Nu-ți recomand. E cu oțet, salivă cu oțet. Ultima oară când am atins eu de treaba aia, mi-a rămas pe conștiință, deci...
o deci să nu trebuie să o fac de ați intrat direct în conștiință. Deci am uite așa s-a dus pe mărul aspirat din sus. Alpaca e periculoasă. Eu e super. Despre o avem acolo, uite. Black mamba și alpaca ăștia. Sunt două de astea în junglă, da, amândouă. Da. Uite, o vezi acolo în colț, doar capul ce a rămas de i-am tăiat capul și acolo extragem. Puf, saliva. Să nu te de ochi. Să vezi tu salivă de sadovă. Bani o întrebare, hai. Pentru salivă, aia avem așa. Dacă ar trebui să faci o alegere definitivă pentru tot restul vieții tale, da? Ai alege să fii actor sau om de afaceri. Nu le poți avea pe amândouă, n-ai putea să schimbi, ai putea să definitiv? Alegi definitiv, adică rămâi cu una și nu ai voie să atingi cealaltă vreodată. Actor. Actor pe viață. Foarte ușor răspuns. Ce să aleg? Adică m-ai pus de a alege între ceea ce sunt, da, și ceea ce sunt. Adică un exemplu. Faptul că sunt om de afaceri nu mă definește neapărat ca persoană. Da. Chemarea mea, harul meu a fost de a dărui bucurie și o stare de bine oamenilor. Cu asta m-am identificat prin tot ce am făcut. Și când m-am decis să intru în afacere, am făcut-o tot într-o zonă în care să pot să ofer o stare de bine. Da. Adică la restaurant, la pub-uri, mi-a plăcut. Eu nu mi-am deschis pub-uri pentru că eram vreun fan mâncare pub-uri, da, sau vreun... Eram fan atmosfera pub-urilor. O să incluzi asta în meniu. Mergeam, da, mergeam în Anglia. Bă, frate, mă hrăneam cu atmosfera aia. Da. Pentru că nu e vorba despre mâncare, nu e vorba despre băutură. E vorba că vedeam tip la costum, afaceriști, studenți, un mix de oameni. Adică da, era o întreagă societate, o mini-societate prezentă acolo. Și o energie mixtă. What the fuck asta trebuie să fac? Pentru că e o minune de concept. Și pentru mine, de asta m-am dus către pub, nu am făcut hoteluri sau imobiliare, da, sau nu știu ce, pentru că am trăit și voi trăi toată viața încercând să dăruiesc oamenilor bucurie prin tot ce voi face. Nu știu ce voi face de aici încolo. Nu știu dacă voi mai fi actor sau, de fapt, actor sunt. Da. Actor sunt. Nu știu dacă voi mai performa ca actor mult timp, da, sau nu, dar prin tot ceea ce voi face de acum încolo, targetul meu este va fi să aduc bucurie oamenilor. Cât mai mult, că nu o să fie nimeni de acord în totalitate, da, cu tine, cu ce faci. Ok, să aleg mâncarea înainte. Ce să-ți dau eu? Mi-ai dat? Scârbește-mă. Atunci te voi umili cu o tochitură de aer, de zici. Surpriză picantă? Cu o hones. Hai să vedem, pentru surpriza picantă, ce întrebare ai acolo? Faci parte din altă generație și vreau să știu care e părerea ta sinceră despre personajele jucate de mine. Personajele jucate de tine? Mhm. Și o pun de pe acum deoparte. Hai. Nu e o întrebare grea. Hai să vedem mai întâi ce e surpriza picantă. Bine, mă gândesc că e ou cu ceva picant. Ou umplute cu wasabi. Asta e wasabi? Eu cred că ai spaima WC-urilor. Eu chiar o am. După ce termin emisiunea, da, sunt prieten cu WC-ul vreo oră, două, trei și după aia am revin la okay, normal. Ok, just do it. Păi, na, ce părere să am? Până la urmă sunt gusturi. Vreau să aud gusturile tale. Picant. Ai spus bine chestia cu generația, de fapt, pentru că, uite, știu și de Leana, știu și de Garcia, știu și de Vacanța Mare, dar eu când... Tu câți ani ai acum? Am 23 aproape. 23? Și asta înseamnă că eram foarte, foarte mic, de fapt, când lucrurile astea erau la TV. N-ai obraz. Vă e rușine să aveți vârsta asta. Țin minte că mă uitam când eram mic, nu mai țin minte faze de atunci, dar... Pot sigur să spun că la un moment dat, gen la 12-13 ani, am avut curiozitatea să intru pe YouTube să caut Vacanța Mare, să văd ce... să văd la ce mă uitam, de fapt, știi? Și mi-a plăcut când m-am uitat. Pot de asemenea să spun că am fost foarte uimit. Na, nu știu, mi s-a părut ciudat că umorul pe care exista, de fapt, atunci, e același cu acum, doar că era mai brut, cumva, era mai... What? Zău! Așa mi s-a părut. Da. Nu, așa era vorba pe atunci, că așa ni se spunea, că băi, că ăștia sunt prea pe față. Ce mă, te uiți acum la ce este? Noi eram, ți-am spus, parfumel. Da. Dacă sugeram, da, sugeram multe chestii, dar e mai greu să sugerezi decât să o bagi pe directea, știi? Păi, normal, trebuie să-ți da, folosești și niște rotițe. Da, dar personajele vorbesc. Personajele? De personaje, de Garcia și nu de mi-a plăcut Leana. Ți-a plăcut Când Leana? Când eram mic, credeam pe cuvânt că am crezut că e femeie. Ce perfect.
Mi-a plăcut Learea, chiar cream că e femeie. Da, dar să nu mai spui la nimeni mâncăță ai suflet. Nu, ținem secret și rămâne pe proteve pe fungură. Dacă o scuzi pe vreo fată la întâlnire și zici că ți-a plăcut Leana. Am o poză cu Leana în portofel și mereu îi arăt cum vreau, știi? Da. Just don't do it. Și pun batic la toți copiii mici. Pentru viitorul tău de bărbat, don't do it. Și Garcia. Da. Era el cu calarul un pic la un moment dat, mi-a plăcut, dar mi-a plăcut mai mult Leana decât Garcia. Clar, toți au avut opțiuni de-a lungul timpului, între acestea fiind personajele cel mai de forță ale noastre, dar l-am avut pe Boier Moflea, l-am avut. Da. Eu unul personal am jucat cât am stat în pro, cel puțin, cred că am jucat peste 300 de personaje. Wow. 300. Am terminat întrebările. Așa. Te-ai mai rămas wild cardurile. Ai wild cardul? Da, o să folosești dacă vrei. E doar de amuzament. Da, păi de ce? Da, tot am venit până aici și ce fac? Adică să plec cu cartonul acasă. Nu, eu vreau te să... Te lasă. Pe mine m-ai chemat, eu performez până la capăt, până când fluiera nene arbitru. Ne-a spus mister să nu... Sper să nu ne fluiere arbitru, pentru că la un moment dat... Tactic, deci pentru că... Provocare. Zice, imite personajele sau persoanele extrase din Boyle, din Boyle, de acolo. Da, fii atent că eu nu merg pe provocare. Deci dacă vrei să facem o chestie de genul ăsta, facem amândoi. Fac și eu. Imit eu unul, tu unul. Ok, da? Hai să vedem ce avem aici. Nu te uita că tu ca ești cu arbitri, fac eu așa. Fac eu cu așa, nu? Care mă, că dacă mi-aș dori să fiu eu, asta mi le-ai trăs pe al meu? Nu știu. Mamă, iau Horia Brenciu, m-ai nimerit perfect. Ia, imită-l pe Horia Brenciu. Nu știu cum să nimic pe Horia Brenciu, să-i mă gândesc. Bă, îți dau de la... Orice îmi dai, orice vomit. Dacă refuzi, îți bag coloana infinitului pe gât. Hai. Dar stai să am spune, voce de... bagă-l pe Brenciu, hai, te rog. Ți-mi vine o frază de-a lui în cap. Dar nu trebuie, tu vorbește mult și... și fără sens și tu ce-a limiți. Hai, să fac. Ce mai faci, mungure? Bine ai venit! Haide puțin la masă, haide afară să stăm la un paharel, dar nu vrei la un paharel cu mine? Nu, și dă-mi voie să te oprești. Da, exact. Deci... Stai puțin, nu mă întrerupe că m-am cerut de terminat, stai puțin. Ok, hai să știu. Am fost pe aproape? Nu l-am cunoscut în persoană. Nu. N-am fost. Eu trebuie să o imit pe Ina. A, tu ești perfect la asta. Pe Ina. Wow. Wow. Rămânem fără cardul. Mai departe nu trebuie, că cuvinte n-am la aia, că nu mi-a reușit. Dar mi-au plăcut câteva din mișcările. Hai să mai tragem, că sunt curios. Da. Unul tu, unul eu. Hai mai tras să nu zici că trișez. Să-l cunoști pe Codina. Garcia! Să imit eu pe Garcia. S-a potrivit, bine că mi-a venit. Asta ar fi o chestie super grea pentru mine, în sensul de dificil. 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 Stea cu bolul în cap, dacă mă mai contrazici. Ok, încearcă-l și tu pe Garcia. Hai să te văd că face. Dragi că... Zi-mi, cum zicea, neat? Cum zicea... Nu, zicea seara. Seara, așa. Seara! Avea o chestie așa. Atât? Nu știu ce... Avea chestia cu... Așa? Cred că îți dau niște oase imediat. Ca să îngrească calciu acum. Fac lipsă de calciu. Băi, e șmechere. Ia, hai să te văd. Băi, e șmechere. Șmechere, așa. Adică, așa. Nu ție, ți-a plăcut mai mult Leana, cred că. Da, acolo e Leana și îmi pică mie. Hai să vedem. Îmi pun batic, mășur. Na, et. Hai că tu l-ai. Eu l-am tras pe primul și țin de neam ție tot timpul. Hai. Dacă avem batic, păi, ia uite. Lasă-mă, mai contează batic. Păi, trebuie să fie complet, măcar dacă tot... Aveai batic? Leana în doliu. N-avem batic, că stai așa să ocupe niște lumini, dar dacă tot... Leana în doliu după Mitica. Păi nu așa, frate, pune-ți-o după urechi dacă vrei să fii Leana. Corect. Așa, scoate... Vezi, n-am simțit personajul cu la cap. Scoate pavilioanele, așa. Eu am urechi mari, e potrivit. Ce are radarul? Mâna în șold? Mâna aia în șold? Hai. Lili, fată. Lili, fată. Zi-mi așa o chestie. Fată, ia uite ce la ea urâtă e, coțohârla. Hai, coțohârla, țină cu mine. Fată, uite ce la ea, coțohârla. Urâtă e. Urâtă e. Da, eu de aia de costel, nu știu, ceva... E zis-o explicație. E zis-o explicație. Zi. Da. Asta a fost, mai e ceva în bol, nu?
Nu mai e nimic în bol. În bolul mic am terminat, hai să vedem ce este sub bolul mare. Ah, era sub bolul mic, era bolul mare. Ești gata? 2. 1, 2. La mișcă? 3. Wow! Copac, ce e aici? Șuperci în sos de gândaci. Am mai avut sos de gândaci la un moment dat. A fost delicios. Nu, dacă zic era ciupercă în sos de exemplu, înțelegeam, da, așa. Așa. Da, ciupercă în sos de gândaci, nu știu, eu ca bucătar nu aș face așa. Mugur, am belit-o amândoi pentru că, nu știu dacă ți-am zis, dar... Cred că te las pe tine să, stai, să faci această acțiune de belire. Stai puțin că o belim amândoi, pentru că așa. În plicul ăsta e o întrebare adresată ție, dar da. Dacă tu răspunzi la ea, da. Eu trebuie să mănânc. Deci... Și atunci de ce am belit amândoi? Că eu răspund de pe acum. Te crepă cuvânt, dar îmi place să ne punem în aceeași echipă. Că atunci când vin la masa asta... Până acum ai vrut să mă faci cu arbitru și acum vrei să fii coleg cu mine. Exact. Hai, hai. Ca să chem salvarea înainte. Să vină. Hai să vedem. Deci dacă nu răspund papi? Da. Nu, papă dacă răspunzi, tot... dacă răspunzi papi. A, papă tot nebună, dacă mică. Nu răspund. Care este vedeta din juriul Mask Singer pe care o antipatizezi și dacă ai și explicație, perfect. De antipatizez pe niciunul. N-am de pus. Cineva din Mask Singer, din tot participanți. Orice. Din participanți să antipatizez pe cineva? Nu pot să am. Vreo ceartă? Nu. Vreo ceva? Ceartă în spatele... Cu... Ceartă am și cu nevastă mea și nu o... Poate în următoarea adică... Mask Singer. Nu antipatizez pe nevastă mea. Deși câteodată vine să-i spar capul, dar din iubire. Știi? Din iubire. Da. Din tot ce a apărut, Doamne ferește, cum să... De fapt, pe toți. Acum stau și mă gândesc. Îi antipatizez pe toți. Hârpile alea care au fost cu mine pe scenă, coțohârlele alea și martalogii ăia. A vrut ei să-mi ia trofeul mie? Oh, de mine! Să nu vă văd, hârpilor! Cine credeți voi că erați? Niște spun despre ei mai încolo, dar nu în emisiune. Ce-am aflat eu despre ei. Așa că trebuie să... Eu cred că am răspuns. Ai răspuns ăla cu jumătate de gură un pic, a? Papalongo? Papalongo. Să-ți dau bețișoare sau îți dau mopul? Hai, bea apă ca să alunece. Ce percut să... Dar să explicați măcar asta din vârf. Sunt stafide sau e gândacul? Că sunt stafilococi. Sunt stafilococi. Aude. Deci... Să facem și pe asta. O ardem pe nosocomiale după asta, a? Du-te, Dică, du-te! Hai, Dică, poți, Dică! Hai, și-a dorit mai mult victoria! Ai vrut să mă faci cu arbitru, ia cioperca! Crede-mă că mi-aș dori să încerc să fac cu cineva cu arbitru, hai, măcar... Hai, că e bună, mă! Consideră că este ciupercă cu sos de lăbaci. Mamă, îmi vine trei mese din trecut îmi vine înapoi. Stai liniștit că nu este cu... Dar trebuie să o mănânci pe toate, așa și eu. O mănânc pe toate, asta este. Acum, uite, iau mai mult, așa să nu zici. Păi până poi mine o termin. E ritmul ăsta... Că va fi cam un perpetuum mobile. Pe o parte termin, pe o parte o pui înapoi. O să fiu așa, human centipede. Hai, frate. Uite, învârt eu masa să-ți fac ea mețeală direct din prima. Foai, ce toate. Pute! Nu pute. E masă mai groaznic, dar nu pute. Păi, dar candește oțet, bă, băiat. Are ceva în ea. Are mai oțet. Mult decât ce pot să-mi imaginez. Și că taie. Hai, mă, las-o să picure așa, dacă tot. Merge cu ce ai gustat tu, cu terciul ăla de... Frate, acum fă ca aspersorul, dă pe nas. Sau dacă tot dai, strânge dinții să iasă numai zama. Să păstrezi proteina. Stai că îmi părăsește limba gura. Așa. Ce e, mă, aceea mare? Stai că tu iei doar așa, lasă. Oricum nu știu ce e. Adică îmi dau seama că o fi gândacul, dar nu știu ce vorba gând. Ciuperca e crudă? E. Sosul e... Are ceva crocant în ea. Horror. No. Așa. Mă șerg jos. Dă-i cu apă, dă-i cu apă, frate. Dacă nu, că o să crească în mine la un moment dat. Antițuica asta. Să crezi ciuperci din cap? În stomac o să crească, probabil o să fac și gândaci. Asta au fost mâncărurile, astea au fost întrebările. Da? Dacă vrei să iei ceva la pachet, ești invitatul meu. Sigur că da. Am așa, între ou cu găinață, adică găinaț de rață, găinață. Vorbește mai repede, că o să vomit. Așa.
Și ăștia doar cireașa o vrei. Zemolongo. Nu, dar astea chiar să știi că nu, la gust e dulce. O să-ți dăm rețeta. O să-ți dăm rețeta și poate o să apară în meniu. Ok, și pe urmă se descopere direct cine a otrăvit-o pe nevastră. Mulțumesc, Bubul, că ai venit. Mulțumesc că da, am degustat împreună delicatesele de aici. Te invit bucătar la mine la pat. Când am boală, deci, pe cineva, când am boală pe cineva să-mi recomand. O să mă otrăvesc pe oricine. E meseria mea aici, practic. Bine, crede-mă că și eu sunt la fel de otrăvit. Mi-aș dori cumva să fie întrebări doar. Dar nu se poate o ediție în care să fie întrebări doar pentru invitat. Ar fi o variantă. Și sper să ajungi acasă cu bine. Dacă n-am băgat prea mult. Stai departe de aici? City of Pipera. Okay. You know? Adică County of Țărănoaia. Mă scuzi, I am from the Drum of Tabere. You know? From the Rope of Tabere. Oh god. Nice place to be now. Preferam Berceni. Eu drumul până acasă mereu mă rog pe drum să ajung totuși la Brăciun. Hai bă că aveți metrou acum, oi, ca cârtița. Da, dacă faci în metrou nu e bine. Adică de ce, bă, că e frumos metrou vostru. E frumos până faci în el. Ori pe o parte, ori pe alta, adică oriunde. Ce mă, că e mișto în viteză așa. Prin spate măcar nu mă vede nimeni. Ca aspersorul. Dau drumul la geam dacă pot să redecorez. Așa este. Și da, noi ne revedem data viitoare cu un nou episod Întrebarea Mesei Rotune cu un invitat special. Au fost și un invitat nespecial până la? Un alt invitat special, așa este. Păi toți invitații sunt speciali. În felul lor. Da, deci dacă vă mai aud cu invitat special, un invitat. Și atât. Așa. Un invitat normal. Exact. Un invitat nespecial. Un invitat total nespecial. Exact. Iar voi, dacă vreți să vedeți toate edițiile Mass Singer care au fost difuzate până acum, puteți intra pe protv.ro și aveți acolo și reveal-ul corbului, aveți și căpcăunul. Revealul. Acestui invitat special. Da. Sunt invitat special. Îmi iau bilețelele cu Ina și Morodanca acasă. Stai cu ele, ți le pe zid. Și te uiți.